Bro, dar ne blocăm. Ioi! Man, you work at Lidl? I am Lidl. Bro, Penny better than you. Avem calculatorul pregătit pentru giveaway. Un mic spoiler pentru ce o să urmeze. Ioi! Mort ăsta? Cea de-a doua cutie deschisă, să vedem dacă va veni cu un cuțit, dragi prieteni. Salutare, salutare vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod tare, tare special. Ei bine, vereșanilor, astăzi de fiecare dată când o să mor în CS2 va trebui să mă duc la inventarul meu și să deschid câte o cutie Dreams and Nightmares. Băgați acolo foarte, foarte multe like-uri dacă doriți să postăm cât mai multe clipuri de genul. Și pe lângă asta, după cum se poate observa în stânga mea, da, aici frumos încerc să-l cuprind, avem calculatorul pregătit pentru giveaway. Uitați-vă doar cum arată. Am zis ca în acest clip să vă dau un mic spoiler pentru ce o să urmeze. Încă nu știu exact când o să fie dat, dar tot ce vă rog este să îmi dați un follow pe Instagram sau să intrați pe serverul de Discord al meu, pe care o să-l găsiți în descriere, ca să fiți la curent când o să dăm calculatorul. Și nu uitați să urmăriți și să rămâneți alături sau aproape de mine pentru a afla toate regulile pe care va trebui să le întocmiți. Fie vorba între noi, astăzi ne vom juca, din păcate, pe Inferno și ne jucăm și Full HD, pentru că mai trebuie un singur match ca să-mi aflu rank-ul, dacă mă înțelegeți. Și de ce să nu ne băgăm la un Inferno, încercăm niște tepuri și deschidem și niște cutiuțe. Mai am și o mică mare problemă. Am FPS-uri puține, asta odată. Și doi la mână, am căciula asta pe cap, care cumva mă pune într-un disconfort în ceea ce privește audio-ul, da? Adică aud foarte, foarte prost. Mi-a dat bomba înapoi. Bă, ia bomba aici, că mă duc să o dau cu băieții pe mid, să le demonstrez cum se trage cu Deagle-ul, da? A few moments later. Ia să vedem. M-a văzut ăla? Are scaun. Ce s-a trasat-o? Mamă, ce trag ăștia mei. Nu! Și vine și prima cutie deschisă, guys. După tempul acolo, fai, hai să plece prima cutie, luăm așa cheia cu cutia. Și hai cu un AK-46, AK-47, Nightwish, da? Hai să vedem acolo multă susținere pentru Vereșanu și ce ne dă? Un Mag 10, nu! Acum mi se pare că apare și în chat, dacă nu mă înșel, nu? Da, uite, apare și în chat ce deschid. Deci, guys, nu uitați că aveți în descrierea acestui episod toate regulile pentru a participa la giveaway-ul cu calculatorul. Da, îl vedeți în spatele meu cât de frumos luminează. Este vorba de un i5-7400 cu 1050 Ti. Știu că acum o să vină poate multe persoane care să-mi zică că, băi, ce calculator să-l dau la giveaway, dar având în vedere că domnul Victor a venit cu această inițiativă frumoasă pentru care dorim să-i mulțumim, da, și e un om extraordinar, atât el cât și cei de la Achilles. Mamă, ce le-a făcut ăsta? Hello, motherfucker. Mort, mamă, ce prost am tras. Dar e ok. Nu știu cum de nu m-a bătut. Nu dai. Wow, ce pic. Ok, no problem. Vreau să-i dau la mă, dar m-am speriat. Nu cred că ar trebui să existe persoane care să comenteze. Și vă spun și de ce. Sunt foarte mulți copilași care și-ar dori să aibă măcar de Crăciun un calculator, să se joace acolo un joc amărât din browser. Și din cauza situației financiare a părinților lor sau chiar a lor, că nu își permit să lucreze, tocmai de asta dăm un calculator la giveaway. City Ruins. Bă, look at this dude. Ce bucă, mă? Story debate, frate. Man, with the bomb! I coming from banana, man, because banana is my life. Nice, man! 5-0! Să spuneți acolo în comentarii dacă vă place cum am amenajat camera. O mare parte din atribuție se datorează la Rinsu. Okay, pușăm. Mort. L-am pușat, frate. Nice, tată, Vereșanu aici! Vereșanu le trage! Dăm smoke. Nu fie, nu fie în side B. Pășli B. Yo-yo? Nu e yo-yo. Mă duc church. Info? Ok, ok. Banana, nu! Bă, ce prostă-s, bro. Aici a fost din greșeala mea, dar hai să mai deschidem cutie, da? Cea de-a doua cutie deschisă, să vedem dacă va veni cu un cuțit, dragi prieteni. Suntem pozitivi și Gaben sperăm să fie alături de noi. Ne dă un P2000. O dă pe mid, se bagă mai în față. Bravo și... Bravo! Ai, am dat tag, măcar atâta. Arcade.
Хорошо. Дай флешку новую. Инфо? Ну, собор! Папа, ту! Mamă, tut, mamă, și ce nebune chiuri pe Bereșanu. Hai să pleci și rucea de-a treia cutie, guys. Cu cuții. De dă un scar 20. Ia să vedem noi ce reușim să facem. Da, e să nu ratez că e groasă rău de tot. Bine mă, tată mă, bine rău de tot, momule. Cu digălu, tată, o dăm cu digălu. Cred că se bagă, băi, fiți atenți. Cred că vinde. Unu. Mor jumate. Ok, guys, să pleci următoarea cutie, zic, nu? Că așa e frumos, dacă tot. Hai, pe bune, măcar cu un item roșu. Sau 5-7. Dacă digă-l ăla puternic, guantepu. Unu. Bă, ce oameni. Come on, guys, stand pushing, please. Și mai deschidem o cutie, guys, pentru că de ce nu, că murim în continuu. Dar măcar dacă ar fi un cuțit, ar fi minunat așa pe episod. Un bizon. Să vedem dacă vor reuși și ăștia să ia runda așa ca de final și suntem campionii României. Am deschis 5 cutii, da? 5 dețuri avem. Și ce credeți, guys? 4 default și un primul item cu mob, care efectă liniu. Eu zic că e un semn ăsta. Bine! Și haideți să aflăm rangul, să plece silverul la efect. Și rangul este Silver 3. Eșan, da, ce frumoasă e viața așa. La 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 la. Suntem pe Eșan. Mamă, cum se vede Eșanul ăla, bro. Salut. Deci că cu drama Queen mâncavaș. Doamne, cât de mișto se vede Eșan. Păi ești nebun la cap. Să vedem dacă păcălim și noi. Nope. Are cap? Hai, arată-te. Hai. Arată-te cum e, hai. Mi-a dat cap. O să mă calmez. O să mă calmez și o să deschid o cutie, pentru că am dat un cap. După m-am chinuit 3 ore să bat ăla și vine altul și dă cap. Și îmi dă cuțit acum. Îmi dă un MP5. Deci când cu Lidl. Oare să încerc la să mă duc să alea. Aș încerca puțin pe mid, dacă e. Mamă, care moli oamenii. Cum era să dăm un tap? Bro, dar ne blocăm. Ioi! N-ar rău să mă mai bat. Ce te părinio! Dăm și o reload. I can flash for you guys. Nu mai dau flash. No my god, man, you are insane. Man, you work at Lidl? I am Lidl. Bro, Penny better than you. Sper să nu pușeze doar. Ce fun. Sper că și noi e destul, că m-am creat un smog. Eu nu prea știu utilități să car pe asta. I'm planting. Na. Păi te-am prins, mârlămoiule. Joacă vereși aici cu Lidl, rupe normele. E ok. Sunt pușeze numai. One donut. Și din greșeala mea, bineînțeles că deschidem cutie nouă. Ce-mi place să deschid cutiile și să mai rămâne doar o cutie. Că deschidem până dimineață în stilul ăsta. Și din nou un MP5. Vedeți, m-am băgat ca prost, așa mai bine mă bag al doilea, al treilea și... Uai, dacă cum trage Lidl. Man, I like your spray, Lidl. Very nice, very interesting. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ioi. Yeah. Mortala. Mamă, ce a ieșit pe mine. Hai să vedem unde e ultimul. Let's go, guys! O rundă extraordinară, am putea spune, dragi prieteni.
Help me, man, da, come on, man, help me. Bă, frate, mi-a dat bine rău de tot din nou. Dar din cauza că am eu nu a vrut să mă ajute. Dar ok, ok, hai să mai plece o cutie. Așa ca de iarnă, suntem un vibe de Crăciun, cu susținere, cu pozitivitate. Și primim un mare mac. No one picking me. Bro, ai minei. Don't wonder. What the fuck? Two city. Ok, bro, hai să plece cutia. Oh my god. Mamă, pleacă și cutia asta. Te rog, Gaben, te rog de Crăciun, fii mai bun, fii adevărat. Nu ne da mag. Iată că pleacă și switch-ul. Băi, nu prea ne-am descurcat noi cine știe ce. Bro. Na, că te-am prins. Eagle, armură mică, flash, smoke, taser și def. Smoke mid. Mort ăsta? Mort ăla? N-a fost ceea ce mi-am propus, dar măcar am făcut rost de armă și am dat și două tâmpuri plus un kill. Ioi, mă, omule, mă. Bă! Bă! Frumos, un match pe cinste pe Ancient. Băi, guys, m-am gândit să mai dau un match pe DAS 2, întrucât am zis, bă, mai am 6 cutii, 6 chei, să le deschizi pe astea. Dar, din păcate, am dat decodat, așa că o să le deschidem chiar acum, să vedem ce reușim să facem. Poate dă și nou un rare special item, Doamne ajută. Le deschidem acum și probabil după să chid episodul, pentru că n-am chef să-mi iau bătaie de la un loser și un codat. Ia, vezi, luăm prima cu ultima. Le deschidem așa una după alta, până când ne dă un cuțit, dacă e, da? Nu prea vrea să ne dea, sincer, nu prea, nici măcar un item bros, numai default-uri de astea. Pleacă și contractul acum, dacă ia să vedem eu straight up contract. Se pe ticket to hell. Așa, luăm a doua cu a treia. Pro să fii noroc să ai, să-ți dea ceva frumos. Nu știu cât trebuie să mai aștept să-mi dea și mie ceva bun. Luăm cutia cu cheia. Prima cutie cu ultima cheie, pare mi se cam. Oh, s-a văzut acau, s-a văzut din nou ceva roz. Mamă, nici se pe ticket to hell. Ultimele două, guys, ultimele două. Cum ar fi să-i dea ceva? Nu știu ce să mă mai fac, sincer. Și ce aș mai putea să fac ca să-mi dea și mie un cuțică. Deja mă chinui de o grămadă de timp și nici că vrea să-mi dea ceva ca lumea. Așa, și o luăm și pe asta. O luăm și pe asta acum. Având în vedere că s-a blocat. Escape! Am înțeles. Cam ăsta a fost episodul. Eu vă mulțumesc tare mult pentru susținerea acurată. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like. Eu o să închid acest episod murind pentru voi. Aici în lower tunnel. Iar pușa mid-ul. Sau probabil cu un kill. Am înțeles și ne vedem la următorul clip. Bye, bye!